Un nou joc la Petroșani, de data asta în cadrul etapei 8-a, în Liga a doua, între ACS Energeticianul Târgu Jiu și Daco Getica București, încheiat cu greu, la limită 2-1, la pauză 1-0 în favoarea echipei gazdă. O echipă care are în continuare, cel puțin până la ora meciului, ca antrenor interimar pe George Zima, ce a jucat cu formația Bogdan Miron, Tomozei, Achim, Ninu, Dragu, Stoenac, Călin Cristian, locuit în minutul 69 cu Vlad Tudorache, Neacșa din minutul 50, Gârbiță, Leasă din minutul 75, Cosmin Neagu, Cioiu și Vlad Rusu. De partea cealaltă, antrenorul Marius Baciu de la Daco Getica, fosta Juventus București, a aliniat formula Botaș, Cotigă, Vlad Motroc, Vlad Georgescu, Mușat, Alexandru Iordănescu, din minutul 75, Teuț, Cârjan, locuit la pauză cu Bustea, Rafael Stănescu, Nica, din minutul 60, Neacșu, Adrian Voicu, acesta din urmă fiind eliminat. Arbitrul Florin Miron din București, doar 80 de spectatori la meci, cam aceasta a fost atmosfera într-un duel al gogeterilor Ligii a doua, care s-a încheiat cu victoria celui mai bătrân, Vlad Rusu, 28 de ani, de la ACS Energeticianul, care a punctat decisiv în favoarea lui Adrian Voicu, 26 de ani, ba acesta din urmă fiind, așa cum spuneam, eliminat în ultimele minute la al doilea cartonaș galben. Ce a fost până atunci? Un meci destul de monoton, care putea începe rău pentru energeticieni atunci când în minutul 2 portarul Bogdan are o intervenție salvatoare la șutul lui Rafael Stănescu. Gazdele apasă pe pedală, creându-și câteva situații de a marca Vlad Rusu, minutul 5, și Neacșa, minutul 6, greșind de puțin ținta, acesta din urmă cu un șut superb de la 30 de metri peste poartă. Altă dublă de ratări ale gazdelor se consumă în minutul 12, când Ninu trimite cu capul peste poartă, sau în minutul 23, când Cioiu ratează singur cu portarul. ACS Energeticianul intră cu avantaj la vestiare, ca urmare a golului reușit în minutul 45 plus 1 de Vlad Rusu cu un șut din apropiere. După pauză, echipa în avantaj joacă prudent, oaspeții nici ei nu se arată prea periculoși, va fi totuși 1-1, pe o neatenție însă de arbitraj a arbitrului bucureștean Florin Milon la un fault asupra lui Dragu, atunci când, în minutul 82, Adrian Voicu scrie cu capul din 5 metri pe lângă portarul Miron. Iese însă spre final la rampă izbăvitor același Vlad Rusu, care în minutul 90, cu un șut de la 8-10 metri, reușește, după pasa primită de la Vlad Tudorache, să puncteze pe lângă portarul Botaș. Final, o victorie dificilă a formației ACS Energeticianul, dar totuși 3 puncte care o mențin în continuare pe rampa spre pozițiile de promovare.